Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi v-am pregătit un nou caz care o să-l aflați imediat după un intro. Un bărbat și soția lui se deplasau în apropiere de propria lor casă din Brazilia, când au observat ceva la ce nu s-au putut aștepta. Pe marginea autostrăzii se afla o anaconda uriașă care încerca să traverseze drumul. Fernandez a înțeles imediat ce are de făcut. Am decis să oprim automobilul și urmărim ce se întâmplă, a enunțat Fernandez. Nu există niciun semn aici care să indice automobililor să se oprească și să permită șerpilor să traverseze autostrada. Am mai văzut până acum șerpi care încercau să treacă pe cealaltă parte a drumului și cred că lipsa semnului este o crimă. Fernandez a început să anunțe șoferii ce se deplasau pe autostradă să se oprească pentru a nu dăuna reptilii, însă el nu era singurul om care încerca să ajute șarpele să traverseze drumul în siguranță. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai un like, să te abonezi la canal și să distribui acest video ca să vadă și prietenii tăi.